În primăvara aceasta, la revista Sinteza, am hotărât să pornim o serie de articole, reportaje despre prietenii României străini, despre cei care au ajutat România, deși nu erau români. Unul dintre ei este generalul Berthelot. Este cunoscut faptul că generalului Berthelot îi datorăm reorganizarea armatei române. A venit în octombrie 1916 în România cu, în fruntea misiunii militare franceze, cu 277 de ofițeri, cu peste 1150 de soldați, cu 88 de medici, cu un stol de infirmiere, așa scria presa vremii, și cu toții au pus umărul la reorganizarea armatei române. Generalul Berthelot, când a sosit în România, mai întâi a proces la a face o inspecție. Concluzia lui, după prima inspecție serioasă făcută în rândurile armatei române, a fost că armata este excelent dezorganizată. Generalul Berthelot a avut pe lângă știința de a organiza armata noastră și de a se înțelege foarte bine cu generalii români și cu familia regală. A fost un apropiat al familiei regale. Regina Maria mărturisește că a ținut foarte mult la generalul Berthelot, iar regele Ferdinand l-a păstrat drept consilier militar pe parcursul întregului război. Dar pe lângă acestea, generalul Berthelot a fost și foarte iubit de soldați. Îi spuneau chiar taica Burtălău. Unii spun că i s-a zis așa pentru că avea un aspect de bunic mai corpolent, cu burtă și mai bonom, așa mai blând. Dar citind memoriile sale și ascultându-i pe cei care au amintiri de la bunici și străbunici, și pentru că eu am umblat și pe urmele sale prin Comuna General Berthelot și am stat de vorbă cu oameni care aveau amintiri de la cei care l-au cunoscut pe general, se pare că era vorba despre atașamentul sincer pe care generalul l-avea față de soldați. În deschiderea reportajului nostru din Sinteza despre generalul Berthelot, avem chiar o fotografie în care generalul îl sărută pe obraz, la oitus, pe un soldat român. Se vede de aici că era o diferență de statură foarte mare. Generalul avea cam 125 de kilograme. Soldatul nostru, mic și pirpiriu, arată ca o vrăbiuță, dar este sărutat pe obraz de general. Ce m-a impresionat foarte mult este că, citind memoriile generalului, dau seama că umbla prin țară, mergea pe front, mergea să studieze situația la fața locului și a constatat, de exemplu, și nu doar că a constatat, dar s-a și ocupat de rezolvarea problemei, a fost că soldații români mâncau prost și nu aveau cu ce să se îmbrace și că erau plini de păduchi. Generalul scrie în memoriile sale, și am să mă străduiesc să reproduc cât pot de bine din cartea sa. El spune așa: încerc să atrag atenția celor de la putere pentru a remedia situația prin rechiziționarea de vite, dar mă lovesc de indiferență sau de interese personale. Oare de ce nu ni se pare străini, nu? Proprietarii preferă să câștige bani vânzându-și bunurile celor care le oferă un preț mai bun. Astfel se ajunge la discrepanțe absolut evidente între, pe de o parte, soldații ruși rotunjori, rumeni plini de slănină și, de cealaltă parte, scheletele din armata română. Cu toate astea, din pricina indiferenței unei clici politice, ale cărei interese personale sunt considerate intangibile. În plus, rufăria lipsește cu desăvârșire. Am găsit totuși la Odessa în jur de 30 de vagoane cu pânză și ață de bumbac și începe transformarea lor în cămăși și izmene.